Fiind în casă de rugăciune, în locul acesta se cuvine să spunem din toată inima cu toții că lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem și ne bucurăm pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dorim ca și în seara aceasta bunul Dumnezeu să cerceteze fiecare inimă în parte. Amin. Și harul Domnului, cuvântul lui Dumnezeu să fie cel care să se adreseze inimilor noastre, ca să putem să avem răspuns la întrebările care se ridică adeseori în mințile noastre pe drumul vieții, să putem să avem alinare la problemele care ne frământă și ne lovesc în interiorul nostru, să putem să avem îmbărbătare în această vreme în care suntem și să ne putem bucura înainte împreună de părtășie frățească în prezența Duhului Sfânt. Amin. Frați și surori, am dorit să ne închinăm înaintea Domnului pentru început și să ne exprimăm mulțumirea și recunoștința înaintea lui Dumnezeu pentru că suntem aici și nu suntem în altă parte. Am dorit în același timp să cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze într-un mod deosebit timpul acesta de închinare, de părtășie, să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt, Cel care ne cunoaște mai bine pe toți, Cel care știe de ce avem trebuință, este Duhul lui Dumnezeu. Și dacă El va călăuzi lucrarea și va conduce întreaga slujire din seara aceasta, noi ne vom bucura în prezența Domnului împreună unii cu alții. De aceea să ne rugăm ca Duhul Sfânt să călăuzească toată slujba din seara aceasta. N-am vrea să uităm nici pe cei care sunt plecați și sunt pe drum. Tinerii care sunt plecați la North Carolina, la Winterfest, împreună cu familiile care îi însoțesc, ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu ei, să-i binecuvinteze în timpul de părtășie din seara aceasta la care mai participăm și apoi în drumul de întoarcere spre casă. Dumnezeu să fie cu ei. Apoi să ne rugăm și pentru fratele Șanta și fratele Lucaciu care sunt plecați la Jacksonville. Dumnezeu să fie de asemenea cu dânsii și să-i însoțească în drumul de întoarcere spre casă. Ne rugăm de asemenea în continuare pentru fratele Aurel Dejeu ca Dumnezeu să-l întărească. Ne rugăm pentru fratele Dumitru Dari ca Dumnezeu să se atingă de dânsul. Ne rugăm pentru fratele Paul Tuhlei, care am înțeles că a trecut printr-o operație la ochi în zilele trecute. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la o vindecare deplină pentru fratele Paul. Și pentru toate nevoile pe care le mai știm și sunt în mijlocul nostru, haideți să mijlocim înaintea Domnului ca bunul Dumnezeu să lase îndurarea Lui peste toate. Amin. Ne rugăm Domnului. Suntem aici în prezența Ta, o Doamne, vrem să Te ascultăm, să Te lăudăm, o Doamne. Duhul Tău cel Sfânt ne varsă peste noi, Iisuse. Pacea Ta cerească în inimi să locuiască, Iisuse. Ce mare Sfânt măreț și minunat ești, Doamne Dumnezeule preanalt, înconjurat cu slavă și spune.
ascultăm, să te lăudăm, o Doamne. Duhul Tău cel Sfânt revarsă peste noi, Iisuse. Pacea Ta cerească în inimi să locuiască, Iisuse. Ce mare Sfânt măreț și minunat ești, Doamne Dumnezeule preanalt, înconjurat cu slavă și splendoare.
n-am să te las ca să pierd, nici chiar din cazul de greu. Atunci când mă chem din dureri, eu vin, a promis Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua cea grea, când nori de necaz vor veni, cu tine de vorbă voi sta, iar tu când mă vei proslăvi. Cheamă-mă în ziua cea grea, când nori de necaz vor veni, cu tine de vorbă voi sta, iar tu când mă vei proslăvi. Când noaptea s-a scurs, e târziu, și singur în noapte rămâi, împrejurul totul pustiu, și o piatră ți-o pui căpătând. Cheamă-mă și am să vin. Cheamă-mă în ziua cea grea, când ori de necaz vor veni, cu tine de vorbă voi sta, iar tu când mă vei prostrăvi. Ești dus de furtun clătinat, iar vântul te-ndreaptă spre stânci. Uneori mai auzi disperat doar vuie de ape adânci. Cheamă-mă și am să vin, și o scară la cer voi înălța, în noapte sub cerul senin, cu tine de vorbă voi sta. Cheamă-mă în ziua cea grea, când nori de necaz vor veni, cu tine de vorbă voi sta, iar tu când mă vei proslăvi. Eu sunt cel ce sunt Dumnezeu, și n-am să te las ca să pieri. Atunci când mă chem din dureri, eu vin, a promis Dumnezeu. Crede și nu te întrista, așteaptă în tăcere ajutor, căci eu la tine voi veni și drumul va fi mai ușor. Cheamă-mă în ziua cea grea, când nori de necaz vor veni, cu tine de vorbă voi sta, iar tu când mă vei proslăvi. Yeah.
așteaptă noul Israel. Voi luptați ca Daniel, nu vedeți nu ținge, că vă așteaptă noul Israel. Vin curând să-mi iau a mea mireasă, vreau să o duc mai sus de zarea albastră. Ne ridicăm cu toții în picioare. Fratele Mircea Croitor va da citirea cuvântului Dumnezeu planificat pentru slujba din seara aceasta. După citirea cuvântului, rămânem în rugăciune înaintea Domnului prin fratele Ilie Berende, cerând ca Domnul să binecuvânteze propovăduirea cuvântului, inimile noastre înaintea Domnului, robii pe care Domnul îi folosește și în seara aceasta, și ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze și lucrarea dărniciei pe care o vom aduce înaintea Domnului după citirea cuvântului și după rugăciune, în timp ce vom cânta pentru slava lui Dumnezeu. Ceea ce avem Sfânta Scriptură la noi, aș dori să o deschidem la Faptele Apostolilor, capitolul 17, pagina în Biblie 1078, și cu ajutorul Domnului vom citi de la versetul 24 până la versetul 34 cuvântul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi în seara aceasta. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului, sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile din neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionise Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Și-ar vrea să se întoarcă din calea lui cea rea, să vină la lumină ca să fie mântuit, căci vremea îndurării e aproape de sfârșit. Că să chemăm numele
Căci Dumnezeu nu ține seama al tău, dar trecut a ta recunoștință în care te-ai sfătuit. El ți-a deschis o poartă sus pe care poți veni, e poarta mântuirii, deci nu mai zăbovi. Că Domnul pentru tine pe o cruce a murit, acolo la Golgota, ca să fii mântuit. Iar Tatăl din mărire, din mormânt l-a înviat, și-n marea lui iubire poți fi și tu iertat. Vă invit să reocupați locurile, închinăm Domnului în continuare prin cântarea corului bărbătesc, apoi Ioana Avram va slăvi pe Domnul cu o cântare și după aceea fratele Isaac Totozan va aduce o laudă prin cântare înaintea Domnului. După aceste cântări ne rugăm ca Dumnezeu să-L întărească pe fratele Mircea, să-i dea călăuzire și ungere prin Duhul Sfânt și să ne aducă cuvântul pe care Domnul îl are pregătit pentru noi și în seara aceasta și dorim din toată inima și în cântare și în predicare harul Domnului să fie la lucru. Amin.
cer, ce este aproape, Doamne, Tu mă ocrotești. De departe împătruscându-mi căile-mi cunoști, unde voi putea, o Doamne, să mă ascund de fața Ta, când viața e în mâna Ta. Eu Te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru mare jertfă și iubirea Ta. Viața cea viața ta, că-i un vis și viața ta.
în curând, în curând, în curând. Parcă nici n-ai fost, n-ai fost nici când. Nu uita, nu uita, nu uita, că-i un vis și viața ta, că-i un vis și viața ta. În curând, în curând, în curând, parcă nici n-ai fost, n-ai fost nici când. Când îți e prea cald și bine, umbli singur, rupt de toți. Când ai zile prea senine, uiți de frați și de surori. Nu uita, nu uita, nu uita, că-i un vis și viața ta, că-i un vis și viața ta. În curând, în curând, în curând, parcă nici n-ai fost, n-ai fost nici când. Nu uita, nu uita, nu uita, că-i un vis și viața ta, că-i un vis și viața ta. În curând, în curând, în curând, parcă nici n-ai fost, n-ai fost nici când. Nu uita, nu uita, nu uita, că-i un vis și viața ta, că-i un vis și viața ta. În curând, în curând, în curând, parcă nici n-ai fost, n-ai fost nici când. Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Suntem în seara aceasta în fața Cuvântului Dumnezeu și zilele acestea mi-am pus întrebarea: oare cuvântul care a fost citit și de dimineață, cuvântul care a fost citit și în seara aceasta, este pentru noi? Este un cuvânt care ni se potrivește și nouă? Sau ar trebui cuvântul acesta să-l ducem la cei nemântuiți? Pentru că așa cum ați observat și de dimineață, cuvântul care a fost citit ne îndeamnă la pocăință. Trăim vremuri în care fiecare dintre noi trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Am stat și m-am uitat în cuvântul Domnului. Evreii, cum se aminteau și de dimineață, credeau că au merite înaintea Domnului, au avantaje față de alți oameni și ori de câte ori se prezentau înaintea lui Dumnezeu, aveau oarecum și pretenții. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, poporul Israel. Noi suntem cei care, cum se amintea de dimineață, avem mai multe lucruri care ne-ar avantaja față de ceilalți. Dar m-am uitat în cuvântul Domnului zilele acestea și m-am cutremurat. Cuvântul care ne îndeamnă pe fiecare dintre noi este: Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și am stat și m-am gândit, noi care cântăm așa de frumos, noi care predicăm de multe ori așa de frumos, noi care ne rugăm, noi care postim, noi care venim înaintea Domnului de multe ori și în multe feluri, mai avem nevoie de pocăință? Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o pocăință autentică și în ceea ce vom vedea că mai trebuie să schimbăm și eu și dumneavoastră, mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Că dacă venirea Domnului va fi pentru unii dintre noi, poate noaptea aceasta, pentru alții poate mâine sau în vremurile care vor veni,
Bunul Dumnezeu să ne ajute să fim gata ca să putem moșteni împărăția lui Dumnezeu. Gândul meu din seara aceasta este chemare la pocăință. Chemare ca fiecare dintre noi să ne întoarcem la Dumnezeu mai mult. Privind lumea în care trăim, frământările care sunt, văzând ceea ce se derulează zi de zi, ne dăm seama tot mai mult că venirea Domnului este foarte aproape. Venirea Domnului este chiar la ușă și cuvântul Domnului și frații care au rânduit textele pentru această duminică au gândit că este nevoie să ne împrospătăm mintea noastră, este nevoie să ne cercetăm fiecare dintre noi și să ne pocăim tot mai mult și zic, Bunul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dar pocăința, așa cum o găsim în cuvântul Domnului, putem să înțelegem că ea este o lucrare pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cei ce au studiat Sfânta Scriptură au văzut că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a implicat în trei mari lucrări în viața credinciosului. Primul este pocăința. Cine ar putea să întoarcă pe un om la Dumnezeu și să-i spună, omule, ești un păcătos, ești un om care faci lucruri rele, întoarce-te de la Dumnezeu. Să știți că nimeni nu poate face lucrul acesta decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și m-am uitat în Scriptură, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, cu versetul 8, un verset așa de frumos pe care Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îl spunea. Și când va veni El, adică Duhul Sfânt, Mângăitorul, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumea acestea este judecat. Și am stat și m-am gândit la lucrurile acestea, oare noi n-am dorit ca toți oamenii să fie mântuiți? Chiar în 2009, când am mers în țară, am avut o surpriză plăcută. Unul din oamenii care lucrau la întreținere, acolo la școală, era un om tare rău, un om bețiv, un om cu multe, multe probleme. Ori de câte ori îi spuneam și îl aduceam la muncă și de multe ori a trebuit chiar să-i desfac contractul de muncă și am trecut peste lucrurile acestea, n-a putut nimeni să-l întoarcă. Și când am mers în 2009, l-am întâlnit la apa botezului și am zis, ce s-a întâmplat? Cine a putut să-l convingă pe omul acesta de păcatul lui? Cine a putut să-l convingă pe omul acesta că are nevoie de mântuire? Și vreau să dau slavă lui Dumnezeu că ceea ce n-am putut noi a făcut Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este Cel care dă pocăința. Lucrarea aceasta minunată o face Dumnezeu și de aceea fiecare în seara aceasta să ne cercetăm. Ce mai avem de schimbat? Duhul Sfânt este Cel care face nașterea din nou. Nimeni nu poate să transforme dintr-un om vechi să-l facă un om nou decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nicodim a crezut că mergând la Domnul Iisus Hristos poate să fie schimbat, poate să primească ceea ce el dorea. Dar Domnul i-a spus, Nicodime, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Tare încurcat omul acesta a pus întrebarea, cum se poate face lucrul acesta? Adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Duhul Sfânt face și lucrarea aceasta minunată, care am simțit-o și noi în luna aceasta, botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o lucrare pe care poate să o facă oamenii. Duhul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a promis că El va da Duhul Sfânt celor ce-L cer. Și Duhul Sfânt face pentru noi și sfințirea. Și doresc ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dăie puterea să fim sfinți. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care
nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și dacă în seara aceasta îndemnul pe care îl are Scriptura pentru noi este la pocăință, haideți să cercetăm împreună Sfânta Scriptură și să vedem de ce vrea Dumnezeu chiar în anul acesta să ne întoarcem la El, să ne pocăim de lucruri care poate nu suntem încă pocăiți. Ne numim pocăiți și poate alții ne spun și nu ne place. Oamenilor nu le place să le vorbești despre pocăință, mai ales cei din lume. Dar aș vrea să iubim pocăința, pentru că însuși Domnul Iisus Hristos, în primul rând, ne învață că pocăința este porunca lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a început propovăduirea pe pământ, El spunea, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Noi ne-am pocăit și fiecare dintre noi, nu mă îndoiesc de acest adevăr, dar vreau să vă spun că porunca aceasta a dat-o Domnul Iisus Hristos, porunca aceasta a dat-o cu mult înainte Dumnezeu. Și vreau să amintesc și să citim puțin din cuvântul Domnului și să vedeți oare ce mai trebuie să schimb eu în viața mea, ce mai trebuie să schimb tu. În cartea lui Isaia, la capitolul 1, găsim câteva lucruri pe care evreii le făceau înaintea Domnului, lucruri pe care Dumnezeu nu le aprecia. Cu toate că am spune noi, dar cum? Nu le-a făcut bune? Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia minte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardel de tot ale berbecilor și de grăsimea vițelor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să spurcați curțile? Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositor, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. O stare foarte grea, o stare pe care nu o dorim niciunui om, nici într-o biserică, dar noi oarecum stăm. Când venim înaintea Domnului și ne ridicăm mâinile, eu și dumneavoastră, suntem ascultați. Când venim cu cântările noastre, când venim cu laudele noastre, când venim cu predicile noastre, când venim cu rugăciunile noastre, oarecum stăm noi? Și m-am stat și m-am gândit că îndemnul pe care îl dă Dumnezeu este spălați-vă. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. În viața aceasta poate spunem că de multe ori nouă nu ni se potrivesc cuvintele acestea. Cei din România, cei din Republica Moldova, din Ucraina, poate se întâlnesc mai des unii cu alții, dar și pentru noi, atunci când putem să facem lucrurile acestea, Dumnezeu ni le cere. Pocăința, chemarea la pocăință, este porunca lui Dumnezeu. În al doilea rând, această frumoasă lucrare pe care o face Duhul Sfânt în noi este lucrarea lui Dumnezeu. Pocăința, chemarea la pocăință este lucrarea lui Dumnezeu și s-a citit un text așa de bogat din care s-ar putea vorbi multe lucruri și multe teme importante. Și în versetul 30 vreau să-l amintesc. Dumnezeu nu ține seamă de vreurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăința aceasta, chemarea la pocăință o face Dumnezeu pentru mine, pentru tine și pentru fiecare dintre noi. De ce o face Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este Creatorul lumii. Dacă v-aș cere eu să vă pocăiți sau un altul, a spune, dar ce treabă ai tu?
Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea. Este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Dumnezeu ne cheamă la pocăință pentru că El este dătătorul vieții. Eu nu pot să vă ofer nici măcar o secundă din viață, dar am găsit scris în cuvântul acesta, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Și spuneau oamenii lui Dumnezeu și apostolul Pavel, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Domnul Dumnezeu este Cel care ne-a creat. Și El spune Scriptura că este suveran peste toate. El a făcut ca toți oamenii să locuiască pe toată fața pământului și a pus anumite vremi și a pus anumite hotare. Chemarea la pocăință este pentru fiecare dintre noi. Dacă ne uităm în textul acesta, în capitolul acesta 17, pe care apostolul Pavel l-a predicat în Atena, o să vedem că chemarea la pocăință este făcută tuturora. Când au auzit cei din Atena că apostolul Pavel le propovăduiește ceva care lor li se părea ciudat, au mers după el, l-au dus în Areopag și spune versetul 19, căci chemarea la pocăință este și pentru cei care nu înțeleg. Poate noi spunem, am înțeles lucrul acesta, uitați ce spune cuvântul Domnului. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Și apostolul Pavel le-a spus că pocăința este și pentru cei care n-au înțeles. Pocăința este și pentru cei care nu înțeleg, dar vor ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Găsim în ultimul verset că au fost dintre ei. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionise, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Pocăința este și pentru cei care nu vor. Sunt unii care când aud de pocăință, de învierea morților, de Dumnezeu, mai ales despre Domnul Iisus Hristos, spun, nu-s pentru noi, dar pocăința este și pentru aceștia. Și m-am stat și m-am gândit, oare de ce trebuie ca noi să ne pocăim? De ce trebuie eu să mă pocăiesc mai mult? Și dumneavoastră de asemenea, noi trebuie să ne pocăim, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsim, în versetul 31, căci Dumnezeu, așa cum s-a amintea și fratele Cosmin a amintea de dimineață, Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Și acolo, în fața lui Dumnezeu, nu voi putea nici eu și nici dumneavoastră să mă duc o relație, să mă duc o vorbă pusă de cineva, să mă duc să spun, vezi, Doamne, eu am predicat în casa Ta, eu m-am rugat, eu am cântat, eu am prorocit, eu am venit la biserică și... Spune cuvântul Domnului că în ziua aceea vor veni unii care vor spune, Doamne, dar n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, în ulițile noastre ai vestit Evanghelia, duceți-vă de la mine. De ce? Pentru că ați făcut fără de lege. Bunul Dumnezeu să ne dăruiască puterea să ne cercetăm fiecare dintre noi și să vedem dacă Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta la pocăință. Și așa cum se amintea într-o predică frate Ionică Buia, pocăiții trebuie să se pocăiască. Oare de ce trebuie să ne pocăim? Și o să vedem de ce trebuie să ne pocăim chiar noi cei pocăiți în multe lucruri. Noi trebuie să primim chemarea la pocăință pentru că cei care nu vor să creadă, cei care nu-L slujesc pe Dumnezeu, cei care nu se apropie de Dumnezeu, vor ajunge să fie aruncați în iazul de foc. Dar cei care au crezut, cei care L-au urmat pe Domnul Iisus Hristos și s-au pocăit, se vor bucura o veșnicie împreună cu Domnul Iisus Hristos. Porunca la pocăință nu o aduc oamenii, ci însăși Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea El spunea, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu
sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, vă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Calea aceasta pocăinței, calea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dus-o, care este chiar El, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să o urmăm fiecare dintre noi. Și am stat și m-am gândit și să ne punem o întrebare fiecare dintre noi. Cum să mă pocăiesc? De atâția ani sunt pocăit, de 30 de ani, de 40 de ani, de 10 ani, de poate unii chiar mai mult. Cum să mă mai pocăiesc? Cuvântul Domnului Isaia spunea că noi trebuie să ne pocăim abandonând, părăsind păcatul. Este o mare greșeală când facem deosebire între păcat și greșeală. Omenește este o mare deosebire. Dar în cuvântul lui Dumnezeu găsim că Adam și Eva ce-au făcut? O păcătuit sau o greșit? În unele pasaje scrie că o păcătuit, iar în alte pasaje spune că prin greșeala unui singur om. Greșeala este păcat. Înaintea lui Dumnezeu nu-i diferența aceasta. Noi gândim că dacă n-am omorât, dacă n-am furat, dacă n-am stricat casa cuiva, dacă n-am făcut o faptă rușinoasă, suntem ok. Dar cuvântul Domnului spune că este un pic mai mult. Păcat este și să nu crezi în Dumnezeu. Păcat este și să nu te închini lui Dumnezeu așa cum trebuie. Păcat este să nu te rogi. Sunt oameni care abandonează rugăciunea și spun, dar nu mai este nevoie, Dumnezeu știe. Și spunea chiar omul lui Dumnezeu Samuel, mi-e frică să nu cumva să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru tine. Rugăciunea trebuie să existe în viața noastră. Cuvântul Domnului spune în Isaia că noi trebuie să abandonăm orice păcat. Cuvântul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dus este un cuvânt așa de tare care se potrivește pentru fiecare dintre noi. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Cine știe să facă bine și nu-l face, ce săvârșește? O greșeală? Un păcat. Aici cred că noi, frații și surorile, ar trebui să fim un pic atenți. De atâtea ori poate trec pe lângă noi prilejuri în care Dumnezeu ne pregătește fapte bune să umblăm în ele. Și dacă privim oarecum așa mai ușor, lasă că nu-i treaba mea. Nu trebuie eu să ajung, nu trebuie eu să fac lucru cu tare. Dar cuvântul Domnului spune că noi trebuie să părăsim păcatul, trebuie să părăsim tot ceea ce este rău. Cuvântul Domnului ne îndeamnă așa cum a făcut și Zacheu. Zacheu, când Dumnezeu l-a cercetat, un om păcătos, un om care a făcut multe lucruri, a făcut multe înșelăciuni. Și noi putem să fim, poate uneori, în problema aceasta. Cum este relația între mine și fratele meu? Cum este relația între mine în legăturile noastre, în business-ul nostru? Sau spunem cum se mai amintea uneori aici în America, biserica este biserică, business-ul este business. Nu le amestecăm. Dincolo nu știe nimeni că suntem pocăiți. Doar aici, în casa Domnului, e o mare greșeală. Bunul Dumnezeu să ne ajute să lăsăm tot ce este rău și să căutăm să facem voia lui Dumnezeu. Cel care vine cu păcatul înaintea Domnului și îl mărturisește și se lasă de el, capătă îndurare. Spunea chiar Domnul Iisus Hristos să facem lucrul acesta. Cum putem să ne pocăim? Renunțând la faptele rele. Dar să mai existe fapte rele în vremurile care trăim noi? Să mai existe oameni care se facă fapte rele? Ați mai întâlnit? Dacă ascultăm ce se întâmplă în unele biserici, cum se luptă unii cu alții, cum nu încap unul de altul și fapte rele și cred că fac o jertfă pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel și el a înțeles în misiunea lui că face bine. Se ducea, prindea pe cei ce erau pe calea pocăinței și băga în temniță și chiar îi omora. El a fost cel care a fost prezent când Ștefan a fost omorât cu pietre. Și noi s-ar putea. Nu
neapărat să-l omorâm pe fratele nostru cu o piatră, cu o armă, ci putem să-l omorâm, cum spunea despre Ieremia, hai să-l ucidem cu vorba. Foarte interesantă este această situație în care pe cineva să-l ucizi. Chiar zilele acestea citeam pe un blog că nu mai încetează oamenii să lovească în fratele Iosif Țon. Ați citit poate mulți dintre dumneavoastră. Și prietenii, și dușmanii, și toți caută să lovească. Și am stat și m-am gândit, citeam un articol al fratele Cristian Ionescu, în care spunea, pocăiții, oamenii trebuie să se cerceteze. Și nu cumva să fie din aceia care, prin vorbă, prin faptă, prin gândire, prin afirmațiile care se pun pe unul sau pe altul, să fie dintre cei care să facă fapte rele. În al treilea rând, noi trebuie să ne pocăim abandonând răutatea. Suntem buni unii cu alții. Eu, cum mă vedeți? Bun sau rău? S-ar putea să spunem și într-un fel și în altul. Dar aici mă gândesc că fiecare dintre noi să ne cercetăm care este starea mea, starea dumitale față de frații noștri, față de cel cu care lucrez, față de cel cu care sunt la rugăciune, față de cel cu care trăiesc zi de zi. Cuvântul Domnului spune noi să ne învățăm să facem binele. Hai să ne gândim săptămâna aceasta ce bine am făcut. Sau să ne propunem pentru ziua de mâine, dacă Dumnezeu ne va dărui posibilitatea, să facem un bine. Și zi de zi, dacă vom căuta să ne pocăim de aceste lucruri și de altele care sunt, să amintiți și se vor mai aminti, că vreau ca să mă apropii de încheiere pentru a face un lucru bun. De multe ori, noi suntem tare supărați că fratelui Cosmin nu-i rămâne timp pentru predică. Și aș vrea seara aceasta ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rămână un timp, și chiar dacă va trece un pic peste ora 8, doresc ca bunul Dumnezeu să-l binecuvinteze cu un cuvânt pentru noi și să facă ca ceea ce ne va aduce să fie spre mântuirea noastră. Și să nu uităm, pocăința este de neapărată trebuință pentru fiecare dintre noi. Să renunțăm la lucrurile care sunt rele, să căutăm să facem binele și să căutăm dreptatea. Dacă vom face așa, Duhul Sfânt va putea să ducă mai departe lucrările pe care le are în noi și doresc ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și fiecare dintre noi să luăm Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce trebuie să ne mai pocăim, în vorbire, în purtare, în gândire, în privire, Domnul să ne ajute și să ne dorească pocăința. Amin.
cuvintele cântării corului: O, Domnul meu, cu iubirea ta umple viața mea. Și dimineață, și chiar am meditat la exprimarea aceasta a cântării, când am cântat împreună cântarea O crește-mi iubirea în inima mea, Doamne Iisuse, mereu te ruga. Și ultimele patru versuri ale acestei cântări spune: flămând de iubire, mereu te ruga, O, crește-mi iubirea în inima mea. Flămând de iubire. Cred că cel puțin o dată în viață am ajuns să fim un pic mai flămânzi, să fim înfometați. Și când omul este flămând, când este foame, se uită ce poate să apuce repede să mănânce ceva. Și așa în imaginația mea m-am dus cu gândul la cum ar arăta un om care ar căuta așa repede și pasionat pe lângă el. Acum, ce mai pot face ca să mai iubesc pe cineva, să mai era dragostea mea față de cineva? Așa-s de flămând de iubire. Cum ar arăta ființa mea dacă aș fi flămând, înfometat, să poți arăta iubire? Cum ai arăta tu? Cum ar arăta poporul lui Dumnezeu dacă foamea noastră, pasiunea noastră ar fi să arătăm iubire? Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să toarne prin Duhul Sfânt în viața noastră dragostea care vine de la El. Pentru că dragostea Lui este desăvârșită. Modul în care El a ales să-și dovedească iubirea Lui față de noi este de neconceput, este de neînțeles. Încercăm noi să explicăm și în parte reușim anumite explicații. Unii sunt mai hăruiți în privința aceasta, dar în esență ceea ce spune Ioan și dragostea lui Dumnezeu constă în faptul că El ne-a iubit întâi. Este greu de priceput pentru noi ca oameni simpli. Acum, sigur, Dumnezeu prin harul Său, și mulțumim pentru aceasta, ne-a luminat mintea și putem să înțelegem planul Lui, dar iubirea lui Dumnezeu în esență o vom înțelege în profunzime atunci când vom depăși această limită a umanului despre care vorbea Apostolul Pavel. Acum cunosc în parte, pricep în parte, dar va veni vremea când voi pricepe și voi înțelege într-un mod desăvârșit. Pentru vremea aceea ne rugăm, frații și surori, ca Dumnezeu să ne facă tuturor parte de ea, să putem ajunge momentele acelea când, trecând din limita aceasta a umanului, a ceea ce este pământesc, când vom pleca de aici, de pe pământul acesta, să putem înțelege în mod desăvârșit planul și voia lui Dumnezeu pentru viața noastră după ce vom fi trecut de etapa aceasta a vieții pământești. Frați și surori, Domnul a pus pe inima mea în ziua de astăzi aceste mesaje despre judecata lui Dumnezeu, și nu pentru că am ales eu textele acestea. Vă mai aduc aminte un lucru pe care l-am mai spus cu ceva timp în urmă. Pasajele biblice pe care le avem în marea parte a timpului în adunare sunt pasajele biblice pe care le iau și frații noștri din toate bisericile din Uniunea Pentecostală de aici din America, dar frații de aici din America au vrut să rămână în părtășie cu frații din România și avem textele comune. Frații din România au ales pentru anul acesta doar pentru slujbele de dimineață pasaje biblice. Așa au ales dânsii pentru tematica de școală duminicală, de învățătură biblică. Frații de aici din America au zis: hai, pe lângă pasajul acesta să mai punem un pasaj și seara care să fie în aceeași tematică. Deci să nu creadă cineva că am ales noi oarecum. După călăuzirea pe care Dumnezeu ne-o dă, când este momentul și Dumnezeu ne trimite în privința aceasta, ne duce în direcția aceasta, sigur, avem libertatea să schimbăm tematica aceasta care este pe calendar. Dar când o păstrăm, socotim că toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Și Dumnezeu, mai mult decât putem noi să pătrundem și să percepem cu mintea noastră,
Atunci când a călăuzit pe fratele care, sau pe frații care au făcut textele acestea, a avut în vedere zile specifice, evenimente specifice și circumstanțe, împrejurări deosebite pentru diferite biserici. Și nu știm de ce, dar Dumnezeu are timpul, vremea și modalitatea Lui precisă de a lucra. În felul acesta, avem înaintea noastră în ziua de astăzi acest subiect. S-a vorbit și dimineață în ambele mesaje, fratele Mircea a amintit și a prezentat într-un mod concret detalii în privința aceasta. Ar vrea să continu și eu prin harul Domnului acest subiect despre judecata lui Dumnezeu pe care l-am început de dimineață. Și pentru cei care din anumite motive n-ați putut să fiți, ar vrea doar să reamintesc succint faptul că vorbind despre judecata lui Dumnezeu, în mod deosebit ne-am concentrat la aspectul de a răspunde la întrebarea de ce să ne pregătim pentru judecata lui Dumnezeu. Primul motiv este pentru că judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Judecata lui Dumnezeu va fi conformă cu realitatea. Dumnezeu va judeca realitatea pe care noi poate o contestăm, poate nu o lăsăm să se vadă, dar Dumnezeu cunoaște lucrurile exact așa cum sunt și le va judeca exact așa după cum sunt. Al doilea motiv pentru care să ne pregătim pentru judecata lui Dumnezeu este acesta, pentru că această judecată nu va ocoli pe nimeni. Toți oamenii vor fi judecați la vremea lor, la rândul cetei lui, cum spune Scriptura despre învierea din morți. Al treilea motiv pentru care să ne pregătim pentru această judecată a lui Dumnezeu este pentru că ea, judecata lui Dumnezeu, este precedată de șansa pocăinței. Întotdeauna Dumnezeu, înainte să judece și să tragă linie în dreptul unei persoane, familii, biserici sau chiar națiuni, El dă șansa pocăinței. Să ne aducem aminte, îmi vine cum de moment un exemplu, când Iona a fost trimis la Ninive. Da? Dumnezeu l-a trimis cu un mesaj clar. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Aceasta era judecata lui Dumnezeu împotriva lor. S-a întâmplat așa? Nu s-a întâmplat. De ce? Când au auzit oamenii mesajul, s-au pocăit. Și când un om de pe pământ se pocăiește, Dumnezeu se potolește în mânia Lui. Întotdeauna, înainte ca să judece, Dumnezeu dă șansa pocăinței. În al patrulea rând, al patrulea motiv pentru care este important să ne pregătim pentru judecata lui Dumnezeu, este pentru că această judecată a lui Dumnezeu, dacă este precedată de șansa pocăinței, este urmată de consecințele faptelor pe care le-am făcut. Binele va fi răsplătit cu bine, cu slavă, cu cinste și cu pace, spune Apostolul Pavel în Romani în pasajul de dimineață. Răul va fi răsplătit cu mânie, cu urgie, cu necaz și cu strâmtorare. Aceștia sunt termenii biblici pe care îi folosește Apostolul Pavel vorbind despre ce urmează după judecata lui Dumnezeu. Ei bine, în seara aceasta vreau să facem un pas mai departe. Pasajul biblic de aici, din Faptele Apostolilor, de la capitolul 17, aduce în atenția noastră din nou acest adevăr scriptural al judecății. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Și cuvântul Domnului aduce o lămurire în plus. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Dumnezeu va judeca lumea. A rânduit o zi specială pentru aceasta. Prin omul Iisus Hristos, care a venit pe pământul nostru în prima lui venire ca să mântuiască și să dea șansa pocăinței tuturor oamenilor de pretutindeni de atunci încoace. Dar când va veni vremea judecății,
Această șansă pe care a oferit-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos tuturor oamenilor de pretutindeni, această șansă va fi irosită, pentru că în ziua aceea Domnul Iisus Hristos nu va mai fi mântuitor, ci va fi judecător, după cum spune Scriptura. Cum să ne pregătim pentru ziua judecății? Cum să ne pregătim pentru acea zi? Pasajul biblic din seara aceasta ne dezvăluie încă câteva aspecte legate de subiectul acesta al judecății lui Dumnezeu. Și am vrea să încercăm câteva răspunsuri la această întrebare. Cum să ne pregătim pentru ziua judecății, privind la pasajul acesta scriptural din Faptele Apostolilor, capitolul 17? În primul rând, pregătirea pentru ziua judecății are în vedere căutarea lui Dumnezeu. Adică ne putem pregăti pentru judecata lui Dumnezeu căutându-L pe Dumnezeu în fiecare zi. Și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți din tronul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, dacă e cazul, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Adică Dumnezeu a pregătit tot cadrul în care omul să poată să-L caute pe Dumnezeu. Dumnezeu a pus la dispoziție omului tot ce are nevoie ca să îl caute. A pus până și gândul veșniciei în inima omului, spune Eclesiastul, pentru ca gândul acesta al veșniciei, gândul acesta care este în fiecare om, indiferent că e creștin sau că nu e creștin, fiecare om care se naște pe pământul acesta are în el gândul veșniciei, are în el acest gând că el trăiește veșnic. Și de aceea sunt oameni care, neînțelegând planul lui Dumnezeu, recur la tot felul de variante, la tot felul de soluții ca să își pregătească trupul acesta pentru veșnicie. Așa se explică, de pildă, vechile piramide evreiești pe care faraonii dădeau poruncă să se zidească. Acolo erau înmormântați faraonii și acolo puneau împreună cu ei tot ce socoteau ei care avea nevoie în lumea veșnică. Pentru că omul este lăsat de Dumnezeu cu gândul veșniciei în inima lui. Ei, frați și surori, datorită acestui gând, oamenii, și nu numai datorită lui, dar pornind de la ceea ce Dumnezeu a pus în esență noi, oamenii au tot contextul creat ca să-L caute pe Dumnezeu. Și ca să ne pregătim pentru ziua judecății, nu se poate o astfel de pregătire fără căutarea autentică a lui Dumnezeu. Fără ca în fiecare zi să mai faci un pas în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Fără ca în fiecare zi să mai faci ceva, să mai ai o experiență nouă cu Dumnezeu în căutarea și cunoașterea lui Dumnezeu. Unii oameni, spune Apostolul Pavel, se silesc să-L caute pe Dumnezeu, bâșbâiesc în căutarea lui Dumnezeu, măcar că, spune Apostolul, Dumnezeu nu este departe de niciunul dintre noi. Dumnezeu nici în seara aceasta nu este departe de nicio inimă care este prezentă în locul de închinare. Pentru fiecare dintre noi, că suntem mai aproape sau mai departe de Dumnezeu, Dumnezeu este aici în seara aceasta. Și Dumnezeu are un plan cu fiecare inimă prezentă aici la închinare. Dumnezeu nu a lăsat la întâmplare ziua de astăzi în viața ta sau în viața mea. Faptul că am venit la adunare este o dovadă concretă a realității lăuntrice din inima noastră. Noi îl căutăm pe Dumnezeu, unde l-am găsit și îl cunoaștem de mulți ani, dar simțim că avem nevoie de mai mult. Am văzut că Dumnezeu, pe măsură ce îl cunoști, înseamnă o experiență tot mai adâncă și tot mai adâncă și tot mai profundă. Pe măsură ce oamenii îl cunosc pe Dumnezeu mai mult și mai mult, își dau seama cât de limitat sunt ca oameni, cât de limitat mă găsesc ca și slujitor și îmi dau seama că am nevoie de mai mult. Și de aceea sunt aici,
ca să-L descoperi pe Dumnezeu mai mult, să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. De aceea ești aici, frate și soră, drag tânăr, de aceea ești aici, drag prieten care ești în casa Domnului, pentru că inima ta strigă și strigarea inimii tale în seara aceasta i-ai dat curs strigării acesteia și ești aici la închinare, pentru că inima ta îl caută pe Dumnezeu. O inimă care îl caută pe Dumnezeu se pregătește pentru ziua judecății. Al doilea lucru pe care îl înțelegem de aici din Scriptură, după ce oamenii îl caută pe Dumnezeu, știți ce se întâmplă atunci când oamenii îl găsesc și când oamenii îl descoperă pe Dumnezeu? Oamenii pur și simplu trec la concret și împlinesc ceea ce spune Domnul. Și spune cuvântul Domnului așa, recitesc acest verset care a mai fost citit în seara aceasta de câteva ori, dar este pentru noi și este bine. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pregătire pentru ziua judecății înseamnă pocăință. Omul care îl caută pe Dumnezeu și care îl găsește pe Dumnezeu se pocăiește. Doamne ajută-ne și nouă. Și spunea fratele Mircea că este vremea și pentru noi pocăiții să ne mai pocăim. Este vremea aceasta. Oricât de pocăiți am fi, mai încape pocăință la fiecare, începând cu mine. Adevărat? Mai încape pocăință la fiecare dintre noi. Nu există pregătire pentru ziua judecății fără pocăință. Știți ce se întâmplă când un om se pocăiește? Biblia spune aici că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Adică a fost o vreme când omul a păcătuit, că nu și-a dat seama, n-a știut că e păcat. În momentul în care vine Dumnezeu și intervine în viața unui astfel de om, mintea lui se luminează, viața lui se luminează și se pocăiește. În momentul în care omul se pocăiește, tot ceea ce a fost rău în trecut, în vremurile de neștiință, este acoperit, iertat și trecut cu vederea. De ce? Pentru că peste toate vremurile acelea de neștiință și toate faptele făcute în vremurile acelea, a venit pocăința în urma căutării și găsirii lui Dumnezeu. Acum, viața noastră a fiecăruia, mai mult ne-o cunoaștem noi și ne-o cunoaște Dumnezeu. Dar îngăduiți-mi să mă adresez chiar și fraților și surorilor din adunare. Dragi prieteni, și pentru dumneavoastră este cuvântul acesta, dacă sunteți aici. Dacă vrem ca trecutul nostru, cât de murdar ar fi el, să fie trecut cu vederea și să nu mai fie o povară pentru sufletul nostru și pentru viața noastră, atunci trebuie să recurgem într-un mod urgent la această chemare a lui Dumnezeu, la această poruncă a lui Dumnezeu. Pocăința, în ultimă instanță, este porunca lui Dumnezeu. Trebuie să recurgem într-un mod urgent la aceasta și să ne pocăim. Noi putem să privim în viața noastră și fratele Mircea a amintit aspecte concrete în care suntem chemați să ne pocăim și trebuie să ne pocăim, frați și surori. Și dacă în seara aceasta avem impresia că nu suntem în starea aceea în care să fie nevoie de pocăință în viața noastră, ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mintea. Pentru că numai Duhul lui Dumnezeu ne poate conștientiza la nivelul minții adevărata stare de pocăință în care ne aflăm sau în care nu ne aflăm. De aceea avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu și ne rugăm, Doamne, trimite Duhul Tău în seara aceasta în cercetarea minților noastre. Pentru că avem așa mare nevoie să cunoaștem realitatea despre noi înșine. Este dureros lucru, frați și surori, să fim rupți de realitate. Este dureros lucru să ai impresia că ești bine, să am impresia că sunt bine și să nu fii așa. E de plâns o astfel de persoană.
E de plâns un astfel de om care crede că e bine și nu e bine. Pentru că dacă nu realizează la nivelul minții lui starea în care se află, nu este dispus să facă nimic pentru a se îndrepta. Noi nu putem face asta ca oameni. Mi-a plăcut exemplul pe care l-a dus fratele Mircea despre acel fost coleg al dânsului. Atunci când vine Duhul lui Dumnezeu și conștientizează mintea omului de starea în care se află, vine și pocăința, vine și transformarea bazată pe cuvântul Domnului și pe Duhul lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm, frați și surori, ca Duhul lui Dumnezeu să ne țină mintea trează, să putem să vedem starea în care ne aflăm și după nevoia noastră lăuntrică, Duhul Domnului să ne pună pe inimă dorința sinceră de pocăință și să trăim pocăința cu adevărat. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Al treilea lucru pe care ar vrea să-l vedem, cum ne putem pregăti pentru ziua judecății. Așa cum îl înțelegem de aici, din Faptele Apostolilor, capitolul 17, citesc acum versetele 24 și 25 care spun așa: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Pentru o pregătire reală în vederea zilei judecății, e nevoie să-L slujim pe Dumnezeu. E nevoie să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și e nevoie să-L slujim pe Dumnezeu. Dar importantă mențiunea aceasta pe care o face omului Dumnezeu: El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. Pentru că El nu locuiește în temple făcute de mâini. Să nu credem că putem face ceva cu mâinile acestea și să spunem că am slujit și că i-am făcut un loc lui Dumnezeu. Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, locuiește în templul acesta care l-a făcut El, care este trupul meu și trupul tău, dacă este curățit și predat lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu înseamnă, în primul rând, implicare din punct de vedere spiritual. Să nu creadă cineva că simpla prezență la adunare înseamnă slujire înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, personal cred din toată inima că prezența noastră la adunare este foarte importantă. Funcție de modul în care venim la adunare, funcție de modul în care stăm în adunare, funcție de modul în care suntem atenți la ce vorbește Dumnezeu aici. Așa este influențată viața noastră când ieșim din adunare și ne trăim viața cu Dumnezeu în celelalte zile când nu suntem la adunare. Dar simpla noastră prezență aici, măcar că este scumpă și este importantă pentru viața noastră de zi cu zi, să știți că nu ne asigură răsplătire pentru slujire. Este important să ne predăm înaintea Domnului. Este important să slujim Domnului în cor, în fanfară, în grupuri, în tot ce Dumnezeu ne cheamă să slujim aici în adunare și la părtășie. Dar vreau să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că slujirea aceasta trebuie să continue și afară din biserică, și afară din adunare. În felul acesta ne pregătim pentru ziua judecății. Că noi nu suntem pocăiți numai de a sluji în adunare, numai de a fi afișați aici într-un fel sau altul. Noi suntem creștini predați lui Dumnezeu în fiecare zi din viața noastră, în fiecare ceas din viața noastră, în fiecare secundă din viața noastră. Noi suntem ai Domnului și ne pregătim pentru ziua judecății în fiecare zi din viața noastră, slujind lui Dumnezeu în fiecare zi. Doamne, ajută-ne și la aceasta! Întrebarea care se poate pune acum, pentru mine și pentru tine, frate și soră: aici la adunare slujim, așa cum putem fiecare, așa cum ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare. Ne putem întreba, slujim și în adunare, așa cum ne-a chemat Dumnezeu?
sau este loc de mai bine? Sau am putea face mai mult pentru Domnul aici? Te îndemnă numele Domnului, ia întrebarea aceasta în mintea ta și meditează la ea. Oare n-ar mai putea fi lucruri care le-ai putea face pentru Domnul în ce privește slujirea și pregătirea pentru ziua judecății, pentru acea răsplătire care o are Dumnezeu pentru toți copiii Lui care se ostenesc pentru El? N-ai putea face ceva mai mult în privința aceasta aici în adunare? Dar apoi plecând de aici, după ce nu mai sunt aici la amvon, după ce nu mai sunt frați și surorile la cor, fanfara, măcar că nu este în seara aceasta, sunt plecați o bună parte din ei la North Carolina, la Winterfest. După ce plecăm de pe rândurile bisericii, când plecăm afară, cu ce slujim lui Dumnezeu? Ce facem pentru Dumnezeu? Cum ne pregătim să stăm înaintea Domnului în ziua judecății în ce privește slujirea? Purtați această întrebare în mintea dumneavoastră, meditați la ea și sincer, lăsați Duhul lui Dumnezeu în cugetul dumneavoastră să vă vorbească, ca să vedem împreună ce mai avem de făcut în această vreme scurtă care a mai rămas. Al patrulea lucru pe care ar vrea să-l menționez din cuvântul Domnului: pregătindu-ne pentru ziua judecății. Cum să ne pregătim? Renunțând la acest cuvânt de altă dată. Asupra acestor lucruri au spus atenienii lui Pavel: te vom asculta altă dată. Te vom asculta mai târziu, Pavele. Ai fost bine argumentat, ne-ai prins așa că ai venit și te-ai la un altar de-a nostru pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Dar acum vii cu lucruri prea sofisticate, vorbești despre învierea din morți. Ei, astea altă dată. Nu acum. Oricând vrei tu, dar nu acum. Aici este problema noastră a oamenilor. Că Dumnezeu ne vorbește astăzi și așteaptă astăzi o decizie de la noi. Și vine cel rău în mintea noastră și ne spune: oricând vrei tu, dar nu acum. Las-o pe mai târziu, pe mâine, pe săptămâna viitoare, las-o pe altă dată. Acest altă dată ne poate pune în situația să fim luați prin surprindere de ziua judecății lui Dumnezeu. Această zi vine și că ne vom aștepta mai puțin, atunci ne vom trezi în ea. Și dacă ne vom trezi în ea, fiind în această perioadă de altă dată în care am intrat, poate de o săptămână, poate de un an, poate de 10, poate intri din seara aceasta în această perioadă de altă dată. Și dacă ne prinde ziua judecății în această perioadă, dragii mei, vom regreta, vom plânge, vom avea necaz și strâmtorare. De aceea, cuvântul acesta este pentru noi aici și acum. Dacă Duhul lui Dumnezeu vorbește inimii tale acum, în seara aceasta, sau a vorbit în ziua de astăzi, nu mai lăsa să răspunzi altă dată. Răspunde-le Dumnezeu acum. Spune-i ce vrei să faci pentru El acum. Spune-i că îți predai viața Lui astăzi și aici. Nu lăsa acest altă dată să te prindă și pe tine cum i-a prins și pe alții. Dragii mei, spuneam că e dureros să fii rupt de realitate, dar cred că e la fel de dureros să vezi realitatea, să poți o îndrepți, să-ți dea Dumnezeu soluția și să spui: o voi face, dar nu acum. E la fel de dureros. De aceea vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, și îndemnul acesta este și pentru sufletul meu și pentru casa mea. Haideți să stăm înaintea Domnului într-o seară ca și aceasta și să-i spunem: Doamne, noi vrem să ne pregătim pentru ziua judecății. Am văzut cum este ziua judecății. Vrem să ne pregătim pentru ea prin a te căuta pe tine, prin pocăință sinceră înaintea ta, prin a sluji cu tot devotamentul pentru tine și prin a renunța la acest altă dată. Noi vrem aici și acum să ne predăm lui Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să facă ceea ce El vrea să facă cu noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Vrem să facem această rugăciune înaintea Domnului, potrivit cu ceea ce Dumnezeu a vorbit sufletelor noastre. Apoi, în această rugăciune,
am dorit să mai amintim câteva lucruri specifice. Sora Cathy Bodnariu se va întoarce mâine de la Chicago, să ne rugăm ca Dumnezeu să o păzească în călătorie. Fratele Călina, nu știu dacă singur sau cu soția, va pleca în România în săptămâna aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l însoțească pe dânsul și toți cei care vor merge cu dânsul, Dumnezeu să fie cu ei. Vreau să continuăm să ne rugăm pentru micuțul Timothy Grozav din Portland. Băiatul acesta, copilașul acesta, are nevoie de atingerea Domnului. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în dreptul lui și al familiei acesteia. Ne rugăm pentru candidații pentru botez, Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să lucreze o transformare reală în viața lor și Dumnezeu să-i umple cu Duhul Sfânt și pe ei. Și în ultimul rând, aș dori să vă rugați și pentru noi, și când spun noi, mă refer la fratele Mircea Croitor, la fratele Ghiță Popan și la mine. În săptămâna aceasta vom participa la conferința pastorală anuală a Uniunii Bisericilor Pentecostale din Statele Unite și Canada. Această conferință va avea loc la California, vom călători spre weekend într-acolo și ne vom întoarce duminica viitoare, seara târziu. Apelăm la susținerea în rugăciune a bisericii pentru ca Dumnezeu să fie cu noi în călătorie, Dumnezeu să fie cu noi acolo în părtășiile care le avem și harul Domnului să ne călăuzească și în această lucrare. Amin. În ultima parte a acestei rugăciuni, frați și surori, haideți să mulțumim Domnului pentru toată ziua de astăzi și pentru tot ceea ce Dumnezeu a avut pentru noi. Amin. Ne rugăm Domnului.